În această după-amiază, pompierii au fost solicitați de o femeie care rămăsese blocată în propria locuință. Din nevoia de a ieși să-și cumpere pâine, dar și alte probleme pe care trebuia să le rezolve, bătrâna a solicitat ajutor prin sistemul unic de urgență. Deși au încercat să deschidă ușa din exterior cu o cheie pe care femeia a aruncat-o pe geam, până la urmă a fost nevoie ca un pompier să pătrundă în locuință pe geam. Gata. Gata. Hai să-mi iau și mie. Îți atut, mamă. Nu, mă, ta, nu. Bătrâna spune că nu și-a dat seama cum a rămas blocată, însă a fost nevoită să solicite ajutor din altă parte. Stau îmbrăcată, n-am căldură, la bloc de 6 ani aici, la apartamentele astea nu se dau căldură. De cât timp ați rămas blocat? De azi dimineață. Din fericire, evenimentul s-a terminat cu bine și nu a fost nevoie ca echipajul de descarcerare, sosit la fața locului, să intervină în forță.